Germania. Este vorba de Aurelia Mihai, care și ea va aduce în atenție un frumos videoclip pe care îl urmărim chiar în minutele următoare. Fiecare pui pe lume are mama lui cu nume. Numai eu sunt singur ea, fără de măicuța mea, măi. Că a avut o boală grea și-a murit măicuța mea, măi. O port în suflet și-n gând și n-o pot uita nici când, măi. Că a avut o boală grea și-a murit măicuța mea, măi. O port în suflet și-n gând și n-o pot uita nici când, măi. Cum e puiul cucului, așa ziua nimănui, măi. Dacă m-o lovi vreun greu, la ce mai coi plânge eu, măi. Că eu mă simt singurea, fără de măicuța mea, măi. Rău mă doare inima, că nu mă ia maica mea, măi. Că eu mă simt singurea, fără de măicuța mea, măi. Rău mă doare inima, că nu mă ia maica mea, măi. Negru m-am îmbrăcat și la poartă am așteptat, măi. Ca să vină înapoi, c-am jelit-o ca la noi, măi. Înapoi n-o mai veni, oricât de mult o-i jeli, măi. Și eu o-i fi singurea, tot fără de maica mea, măi. Înapoi n-o mai veni, oricât de mult o-i jeli, măi. Și eu o-i fi singurea, tot fără de maica mea, măi. Și mă-i duce în vale lungă când privighetoarea cântă. Și o-i face-o mama mea când place cum cântă ea, măi. Cu glasul de păsărea mi-o alina dure de-a, măi. Și-o ia via măicuța mea cum are toată lumea, măi. Cu glasul de păsărea mi-o alina dure de-a, măi. Și-o ia via măicuța mea cum are toată lumea, măi. Urmează un moment poetic pe care mi-l aduce o sensibilă româncuță de-a noastră. Cochetez cu poezia și am scris două cărți de poezie. Prima carte de poezie se intitulează Toamnă interzisă și cel de-al doilea volum se intitulează Suflet călător. S-o invităm pe Sorina Buiu. Ia uitați-o, ia uitați-o zâmbitoare ca o frunte de poet, cum spunea poetul Mihai Eminescu. În primul rând, bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Cu Mircea, Liliana,
Și această poezie, da, a fost premiată cu un premiu special. Este un concurs internațional de poezie. Trandafir sunt Petru, să numește acest concurs și am avut onoarea să primesc acest premiu. Regăsirea. Am alergat printre stele cu sufletul meu rătăcit. De când ai plecat tu în nealtul gândurilor tale, te-am așteptat, am sperat, te-am căutat negreșit. În sfârșit, te-am găsit, iubire dragă a vieții mele. Regăsirea cu tine este darul meu cel mai de preț. Sentiment pur, curat și cristalin ca un izvor rece. Acum ești aproape de mine și simțim frumos, iar sufletele noastre vor zbura prin bolta cu stele. Ne vom strânge mâinile într-un cerc al iubirii. Vom dansa în rin celest cu toate planetele. În dreptul lui Marte, dragă, ne vom opri, iar luna cu misterul ei ne va uni destinele. Soarele este mândru de regăsirea noastră. Prin razele sale ne emană a sa bucurie. Această pasiune ce-o simțim, ce ne înconjoară, până și Calea Lactee ne îndeamnă la fericire. Ei bine, Gabriela, pe prima mea colaboratoare cu care am făcut prima emisiune aici pe lagurile Spaniei. Este vorba de prietena noastră, prietena dumneavoastră, Aura, pe care o invit aici și iată. Bună seara, Mircea, bună seara, Iliana. E o onoare să fiu... De ce? Pentru că nu ne-am văzut de 2 ani de zile. Avem emoții de fiecare dată și o bucurie enormă, Mircea, să știu că ești din nou alături de noi. Îți aduce aminte când a fost prima noastră emisiune, câte emoții am avut. Stăteam, dragilor, ore în șir pe telefon ca să mă învețe primii pași ai televiziunii domnul Mircea Pelea. Domnul Mircea Pelea a fost cel care m-a îndrumat așa ca pe un bebeluș. Mulțumesc, domnul Mircea! Primul dintre care urmează vor actua artiștii noștri de la suflet românesc. Aura, știu că ai foarte mulți solici care sunt aici în lângă noi și aș vrea să ne prezinți, să ne spui despre cine este vorba, pe rând, așa? Invităm alături de noi pe Luminița Răducoasa. Hai să o cunoaștem, Luminița. Invităm vicepreședinta Asociației Suflet Românesc, Angela Helpiciu, Viorel Vivi, secretarul general Asociației Suflet Românesc. Bun venit! Florina Morar Mureșan. Dumnezeu și bine v-am pregătit. Emilia Lefca, Cornel Buruiană, Dana Tone, Rica Buruiană, Sica Croitoru, Aurel Cojocariu, Petrica Nicolina și bineînțeles Liliana Sandu, Suflet Românesc. Bineînțeles, soțul meu. Soțul tău, Daniel. Păi da, Mircea, cred că am vorbit, te-am prezentat, hai să-i punem la treabă. Sigur că da. Cu cine începem? Cine vrei să fie primul? Luminița Răducoasa. Mă vreau.
Mircea, continuăm cu Suflet Românesc. O ascultăm pe, cu mare drag pe Emilia Lefca. Thank you.
continuăm cu suflet românesc. Avem aici pe Florina Morar Mureșan, așa că te las ca să vorbești, să afli cât mai multe de la ea. Eu am putut să aflu ceva, dar mai puțin. Vezi ce afli tu. Îmi place foarte mult timbrul și inflexiunile vocale și prezența scenică, pentru că vine o prezență scenică originală, adică de acolo din zona pe care o cântă și o trăiește în același timp. Sunt copleșită de emoții, vreau să vă mulțumesc pentru vorbele frumoase. Ce să vă spun despre mine? Vin de pe Meleau de Purdoane, o zonă frumoasă, la Cunosuza, cu oameni frumoși de cinste. Aura să o lăsăm pe Florina să ne cânte și să o așteptăm cu drag la sărbătorile nașterii Domnului pe care le-am realizat tot aici, la Madrid. Cu mare drag. Cu drag. Cu mare drag. Și pe mine.
Eu spun să rămânem tot în Moldova, pentru că din Moldova vine și următorul nostru invitat. Cine? Îl invităm alături de noi pe Cornel Buruiană. Cornel Buruiană. Da, bine ai venit, Cornel. Bine l-am găsit. Mariana Drăgan. Poezia Dorul de mamă. În poienița din vale stă un copil ce-l doare. Când măicuța a plecat și la bunici l-a lăsat, ea s-a dus departe în lume să muncească și să adune tot ce-i bun și iese în cale pentru copilul cel are. Într-o zi el a ieșit să privească în poieniță și deodată a zărit o mașină ce-a oprit. Să descarce pentru mine ce a adunat mama în lume. Eu cu lacrimi pe obraz le strâng toate lângă mine și plâng singur la necaz că mama nu e cu mine. Eu sunt trist, dar am de toate, că măicuța mea să-ți bate zile întregi și nopți pierdute, că nu poate să mă uite cum crez mare și voinic lângă bunici, eu de mic. Când bunicii au decis să vină mama acasă, să le ia greu din spate că bunicii nu mai poate, s-a întors mama acasă crezând că o să fie bine, dar mama m-a luat în lume și să văd cum se muncește ca să poți s-o duci mai bine. Continuăm, dragi spectatori, emisiunea pe care o realizăm de această dată aici în capitala Spaniei, aici la Madrid, și spune-mi, dragă Liliana, pentru că noi suntem aici la anfitrion emisiunii, cu cine continuăm? Mircea, înainte de toate vreau să mulțumesc eu tuturor celor prezenți în această seară aici alături de noi. Vreau să mulțumim în mod special doamnei Nina și domnului Sorin de la restaurantul Clinica de Baie. Și noi rămânem tot ca prin Oltenia, în Teleorman de data aceasta, avem o invitație alături de noi pe Ionica și Nedu Răceanu. Soții Răceanu. Thank you.
ce-ai mândrut să taci din gură. De la Radio Vietnia, numele ascultătorilor,
Avem și noi o surpriză pentru dumneavoastră. Oh, nu se poate așa ceva. Mulțumim, cu ce continuăm? Păi, dacă avem oamenii ăștia frumoși aici... Fără, dar n-au venit degeaba, nu se lansese, nu? Bineînțeles, și pentru asta trebuie să o invităm alături de noi, o teleormăneancă. O prezentăm amândoi de... Florica Badea! Sii, bine ați venit din România, alături de noi, ca de fiecare dată, veniți așa cu sufletul curat, în primul rând, și ne dați din energia dumneavoastră, din pozitivă, bineînțeles, și din experiența dumneavoastră, noi cu ochii ați înfiți atât de mari în tot ceea ce faceți. Cântec în prima audiție, Florica Badea. Doamne, eu îți mulțumesc pentru tot ce Tu mi-ai dat, pentru că trăiesc. Astăzi fac 50 de ani, Doamne, eu îți mulțumesc pentru tot ce Tu mi-ai dat, pentru că trăiesc. Mi-ai dat copii și nepoate, ce-aș vrea, Doamne, mai mult. Sunt o mamă fericită pe acest pământ. Copiii s-o ducă bine, ban cu ban agonisind, să nu chinuie ca mine. Am copii și am nepoate, ce-aș vrea, Doamne, mai mult. Sunt o mamă fericită pe acest pământ. Am copii și am nepoate, ce-aș vrea, Doamne, mai mult. Ei sunt toată averea mea pe acest pământ. Este vorba de... Angela Helchiciuc. Da, vreau să vă dat obicei. Bună seara, și bine v-am găsit. Ieri la repetiție, la fel de proaspăte, la fel de fresh, așa cum am. Da. Zi umplitoare, transmis tot timpul energie pozitivă și telespectatorilor. Mulțumesc.
Haideți așadar, primele acolo Francis Bărâne cu Angelica și după aceea mai stăm noi de vorbă și mă pune în sala la cale, cum se spune.